Chiar dacă are o viață plină de durere, nu uită să zâmbească, este exemplul lui Daniel, străinul din satul Sofia, raionul Hâncești, care suferă de boala fluturului, o maladie îngrozitoare. În pofida durerilor insuportabile, copilul are reușite bune la învățătură și este pasionat de fotbal și lectură. La doar 11 ani a reușit să învețe de unul singur limba rusă, iar acum studiază și engleza. De ziua internațională a copilului, micuțul împreună cu colegii de clasă a vizitat pentru prima dată Palatul Manuc Bey din Hâncești. Colegii noștri, Ana Bejenaru și Daniel Cepraga, au mers împreună cu ei. Fiecare zi din viața lui Dănuț este o luptă pentru supraviețuire. Orice mișcare, adiere de vânt sau chiar inspirație provoacă dureri pe care mulți dintre noi nici măcar nu și le imaginează. Copilul are pielea atât de sensibilă precum aripile unui fluture. Apar bolile este cu apă, ele se cicatrizează și ele pe urmă se începe a trata. Și la un moment apar altele. Când aproape să le tratăm, ele începe iar să apară. Greu tare. Foarte tare. Când scoate pansamentele, e greu. Când le pune, tot e greu. Cum suporți tu durerile astea tare, mari? Așa, încet. De 11 ani, Vasile și Larisa Străinu sunt în căutarea tratamentului minune, care să le salveze copilul. Sănătatea o căutăm ca să fie lui mai ușor să scape de durere. Am fost la România, am fost la Moscova, și am încercat dacă nu se primește nimic până când. Dar totuși vrem la Germania să ajungem. Dragostea celor apropiați îl ajută pe Dănuț să treacă mai ușor peste durere. E foarte, mă iubesc, mă încurajează ca să trec. Ești tot greu. Câtă durere trage el și el poate să treacă durerea asta. Dar noi câteodată e că ne-am pălit, ori ne-am enervat ceva. Îndată putem să zicem de rău. Cum treci el prin durere, așa trebuie să trec eu prin greutate, ca să pot să-l ajut. Orice îmbrățișare, atingere sau mângâiere sunt ca o lovitură. De aceea părinții au învățat să-și manifeste dragostea și afecțiunea de la distanță. Un strigăt de-a lui, apoi fug din fondul grădinii. Da, că... Ne gândim, n-o chicat, nu s-o pălit. Tare o leacă neobișnuitori, că nu a fost și el un copil svoi și sănătos, ca cum și frații lui. Multe m-am gândit eu în viață să fac pentru dâns, dacă era o leacă mai sănătos, dar la noi ea nu poți, că dai să te joci cu dânsul, nu poți, dai să-l atingi cumva, nu poți, că rană îi faci, dai să-l iei în braț, să-l drăgostești, nu poți, că pielea se rupe. În pofida bolii, copilul se manifestă destul de activ. Micuțul este pasionat de astronomie, fotbal și lectură. Mi-am plăcut să joc fotbal, să joc și la colator, să învăț, să citesc. Din cauza rănilor, băiatul nu poate merge la școală, dar studiază la domiciliu. A învățat de unul singur limba rusă, iar acum s-a apucat și de engleză. My first name is Molly. Okay, let's practice. My first name is Daniel. Am învățat limba rusă prin video-uri cu Mr. Max. Învăț engleză la calculator prin lecții. Să știu. Aia să-ți trebuiască în viață. Nu se deosebește de alți copii și credem noi că el până la urmă o să înfrunte boala, o să se facă bine cu ajutorul tuturor. În acest an, Ziua Internațională a Copilului a avut un farmec aparte pentru Dănuț. Împreună cu colegii de clasă a vizitat pentru prima dată Palatul Manuc Bey. Eu cred că este un băiețel foarte special. Și trebuie să-l stimăm, îi trebuie multă atenție. L-ajut la teme, mă joc cu el, merg acasă la el. El este un prieten foarte bun, bun la inimă, darnic, întotdeauna este vesel. Cu el niciodată nu poți să nu te veselești. Este doar ca noi, doar că boala îl încurcă să meargă cu noi la școală și să fie cel mai bun. Este cel copil care nu se lasă bătut. În permanență vrea ca să trăiască, să fie în rând cu toți copiii, să se joace, să participe și el la orice activitate care se organizează în sat, la școală. Nevoit să învețe să conviețuiască cu boala, Dănuț este un exemplu pentru cei din jur. Chiar dacă are o viață marcată de durere, micuțul întotdeauna găsește forțe să șteargă lacrimile și să meargă mai departe.